Clipe de panică pentru șoferul unui tractor în vârstă de 50 de ani. Acesta a pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă și s-a inversat cu vehiculul într-un șanț de evacuare. Totul s-a întâmplat în după-amiaza de 16 decembrie pe traseu din direcția orașului Drochia spre satul Chetrosu. În urma accidentului, tractoristul a rămas blocat între fiarele mașinii, iar pentru a-l debloca la fața locului a venit o echipă de pompieri. În cel mai scurt timp, aceștia au reușit să deblocheze șoferul și să-l predea echipajului medical. Bărbatul de 50 de ani a fost internat în spital. Din fericire, la moment, viața lui este în afara pericolului. Totodată, potrivit ofițerului de presă de la Inspectoratul de Poliție Drochia Ina Moscaliuc, bărbatul nu se afla în stare de ebrietate, iar accidentul s-ar fi produs din cauza că acesta nu s-a isprăvit cu conducerea în curbă. Circumstanțele cazului încă se investigează. În acest context, salvatorii îndeamnă oamenii, în cazul în care se pomenesc într-o situație de risc sau sunt martorii unei situații excepționale, să apeleze de urgență la serviciul 112.